În acest episod, Vlăduț l-a dus pe tatăl său strict într-un loc special de vară, unde să uite de toate problemele și să se distreze. Au jucat vați ascunsele, dar s-au întâmplat multe. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Băi, tată, ia fi atent unde te-au adus. Este un loc foarte special, vezi că suntem aici la înălțime și ia ce crezi tu că se află în locul acesta, tată? Te-am adus aici, te-am adus, tată, să te mai destăinui și tu, să mai călătorești prin lume, că tu stai numai în casa aia, tată, adică, pe bune, chiar nu ți s-a luat să stai toată ziua într-o casă? Ajutor, unde? Păi, tată, fii atent, tată, este un loc șmecher, tu trebuie să intri. Zburăm! Da, tată, nu zbori încă, tu nu vezi cum adică zbori. Plutește acum pe o insulă de asta plutitoare. Tu acum trebuie să intri pe partea asta dreaptă, pentru că este partea, știi, să alegi calea dreaptă întotdeauna și eu mă duc în calea stângă și, tată, succes, pentru că acum noi o să ne jucăm vați ascunsele. Te-ai mai jucat, tată, la viața ta vați ascunsele? Ia spune și mie. Da. A, te-ai mai jucat, da? Și cum a fost? Bine. A fost bine, am înțeles, tată, dar nu înțeleg, stai puțin că eu... De ce apar așa, tată? Adică, stai puțin, e ceva ce-o dat la mijloc, tată? Tată? Ce? Înapoi! Pe ce se întâmplă, tată? Ia stai. Intră aici. A, gata, mă, tată. Păi, sau nu mă văd. Dar tu mă... A, gata, mă, tată. Gata, merge acum, în sfârșit. Fii atent, tată. O să ne zici când v-ați ascunsele. Dacă vezi tu acolo, vezi insula aia de sub, tată? Ia uite-te tu în jos acolo. Vezi o insulă? Ce vezi tu acolo? Nu, ce mă, tată, de faci așa? Fericit! Ești fericit? Mamă, nu mai poți de fericire. Și fii atent, acum eu mă joc, v-ați ascuns, tu practic poți să mă cauți deja de pe acum, tată, dar eu trebuie să mă ascund într-un loc super, super tare, tată, și trebuie ca tu să nu mă găsești, ok? Bun, și să vedem unde aș putea eu să mă ascund, tată. Și gata, tată, eu m-am ascuns într-un loc super tare, adică chiar nu ai nicio șansă să mă găsești, îți urez succes, dar tu chiar n-ai nicio șansă. O să vreau să stau în felul următor, pentru că nu știu dacă tatăl meu, adică vreau să văd și vizibilitate, că dacă stau cu ăsta închis, nu prea văd vizibilitate, sincer, dar totuși s-ar putea să mă vadă taică-mea. A, gata, perfect, fiți atenți, așa stau. Mă, tată, ce faci prin casa aia tu pe acolo? Eu bine, mă, tu? Eu ce să fac, tată, eu mă plin foarte frumos, adică, tată, n-ai voie să bate la ușă, tată, n-ai voie, lasă-mă. A, mă, tată, chiar așa, pe bune, cum ai găsit din prima rundă? Da, pașa instant. Picioarele, bă! A, mi-ai văzut picioarele. Bine, fii atent, tată. Acum trebuie să intri după calea dreaptă pentru că este calea potrivită pentru tine, tată. Bă, tată, calea dreaptă, mă, întotdeauna. A, bine, tată, lasă că ligiu calea dreaptă să zic că o să fie calea potrivită pentru mine, nu-i așa? Nu! A, fii atent. Bă, tată, nu știu, vreau să spun, a venit vara, e totul foarte, foarte frumos și știi care este faza dacă tot a venit vara? Tată, am zis să mergem aici la vați ascunsele și un vați ascunsele mai special direct pe insulă de vară, adică vezi, avem și plajă acolo, suntem înconjurați de apă, e totul foarte frumos și sunt foarte multe ascunzători și acum ia-mă unde la spawn. Tată, vin după tine, fii atent, tată, că nici... Deci asta dacă dau... Nu cred că poți să intri pe... Așa rămâne, perfect! A, ți-ai găsit loc, a? Ți-ai găsit loc. A, și asta de ce sunt atât așa într-o parte? Ia stai puțin, tată, că mi se pare ceva suspect la mijloc. Tată, tu de ce-i dată toate astea? Ce se întâmplă aici, tată? Ești cumva pe aici și nu știu eu. Vrei să-mi spui tu mie? Nu știu! Păi, tată, da, fii atent, tată. Tu trebuie să dai niște indicii, că în general, adică în timp trebuie să dai indicii și toate astea, ca așa e frumos, tată. Adică, până la urmă, dacă să fie mai fair play. Bă, da, aici, chiar n-ai cum să... Da, eu nu știu care e faza cu părțile astea, pentru că sunt niște părți așa ciudate în care pot, chiar mi-e greu să cred că nu există un loc ascuns, adică de ce există camerele astea dacă locurile ascunse nu sunt în camerele astea? Asta mi se pare mie foarte ciudat. S-ar putea să fie și cu teleporturi și cu toate astea, nu știu dacă există teleporturi, dacă există ceva de genul. Eu când mă jucam CSGO, tată, dată, nu cred că știi așa ceva, că tu ești copil mic, tată. Eu chiar don't read this. De ce scrie să nu citesc mai aici? Tată, unde ești, mă? Ia, dă un indiciu. Vezi ceva verde, a? Ok, tată, interesant. Și în afara faptului că tu vezi ceva verde, verdele ăsta de-l vezi tu este, se află pe undeva pe afară? A, da? Ok, bine. Ia, mamă, fiat. Mamă, eu nu știam de locurile astea. Puteți să urești pe aici? Foarte frumos, e totul foarte genial. Și aici, ok, nu se află nimic momentan. Eu am o impresie, dar stai bă că eu mă învânt în cerc. A, nu, ok, fiți atenți. Am o presimțire fixă și dacă nu e aici, ok, nu e aici. Și-a lăsat asta așa? Dar oare poți să urci cumva pe aici, pe sus? A, fiți atenți. A, dar nu poți să urci, mă. Bă, cum? Bă, da, eu, dacă urci, a, de fapt, stai mă, că urcam eu prin partea aia. Bă, tată, unde ești, mă? Tată, unde ai răspuns? Tată, mamă, câte locuri poți... de ce am presimțirea, tată, că ești undeva pe aici, a? Tată, ce faci, unde ești? Ia, tată, ia-te-și puțin. Mă, deci fii atent, aici văd toată lumea și pot eu să sar, dacă ajung acolo...
Bă, și, a, nu, alea erau casele alea, credeam că puteai să ajungi acolo pe casă și dacă ajung aici, nu, nu pot ajunge, din păcate. Dar, tată, mă, tu ești afară, vrei să-mi spui tu mie, da? Da! Dar ce mă dă-ți pe așa? Ești fraier! Și mai dă un indiciu, că deja mi-ai dat indiciile alea, dar mai trebuie alte indicii, adică vezi verde sau ce zici tu? Cum adică vezi verde? Da. Unde vezi tu verde? Vezi ceva maro, ok, interesant, dacă vezi tu ceva maro. Este foarte interesant pentru că eu tot am presimțirea. Bă, da, alte locuri nu mai sunt, dar astea ascunzișuri din astea pe bune, adică pe aici, pe undeva. Iar trebuie să fie un loc. Ia fii atent, bă, zice, am impresia că ar trebui să fie un loc pe aici, pe undeva, dar nu știu pe unde, cum ai putea să intri în locul ăla. Nu, nu e, pe aici, prin partea asta. Și aici, de ce e ăsta? Adică, pe bune, de ce? Fiți atenți că și locul ăsta ar fi un loc bun. Ar fi un loc bun, dar ciudat în același timp. Pandita, mă! Tata? Tata, unde ești? Ce fraier! Tata, unde te-ai ascuns? Că nu te văd. Aici am fost eu și nu ești aici unde am fost eu. Tata, tu unde te-ai ascuns? Nu mă vede. Da, tata, dar tu unde te-ai ascuns? Că nu înțeleg. Unde te-ai dus, tata? Tata, dar să știi că n-ai voie să ieși în afara hărții. Eu mă duc undeva, încerc să urc pe casa. Ia să mă duc eu prin casa. Să mă duc eu prin casa aia, ceva de genul pe acolo. Așa, bun. Și așa, ok, mă, de prostie taică mea. El crede că nu l-am văzut. Așa crede. Uitați-vă cât alergă ca fraierul. Deci el crede că eu nu l-am văzut. Fiți atenți. Tata, dar unde te-ai dus? Că unde ești tu, tata? Că eu nu te-am văzut deloc. Ești undeva verde, ai spus? Da. Ești undeva verde, am înțeles, tata. Păi și verdele la de unde te-ai dus tu, tata? Unde se află verdele la unde te-ai dus tu, tata? Unde se află? Bă, mă, nu știu, tata, fii atent că ne-am prins, deci nu știe că sunt după tine, știi, am fraiere, tata. Nu te pricep, tata. Bă, vreau să fie altă, vreau să vezi că eu am câștigat prima rundă. Stai, am câștigat amândoi câte o rundă, nu? Nu, pe fie atent, nu, stai, tata. Cine se ascunde mai mult? Tata, e 2-1 pentru tine. Cine se ascunde mai mult? Bă, poți să spui așa, deci poți să spui că... oricum e 2-1, tata, sau, de fapt, nu. Cine se ascunde mai... ok, am înțeles cum ai zis. Păi și acum stai puțin, tată. Acum să văd eu dacă stau mai mult ascuns, gata, nu? Nu, este 1-0. Păi da, tată, este... bine, e 1-0, e 1-0. Cum ai zis tu, e 1-0, rămâne 1-0. Da, nu, eu credeam că acum trebuia să fie 2-0. Dar ai fost tu prea proști și nu ți-ai dat seama. Pentru că tu te-ai pus de 2 ori, tată, până acum. Și eu m-am pus tot așa de 2 ori. Acum e a 3-a oară când tu te pui ca Haider. Tată, da, ești cam slab de fel. Nu, e a 2-a oară. Păi, ce mă? Păi, fiate, mai ai fost tu Haider. După eu am fost Haider și acum tu ești Haider. De fapt, tata, ai dreptate, tată. Mamă, da, am găsit un loc. Tată, ce? Mă, tată, ce faci? Ai stricat. Am câștigat. Tată, fraiere, unde? Este 1-1. Păi, tată, ce faci? De ce se strică asta? Ce-ai făcut? Nu știu, Aolo, tată, nu știu, de tine, tată, dar... Auzi, da, am și eu o întrebare așa pentru tine, tată, că nu cred că mi-ai răspuns. Tu tinși că ăla viața ta v-ați ascuns, le-ai avut un prieten? Da! Ai avut prieteni? Da! Ai avut un prieten, da, tata? Da! Chiar ai avut prieteni? Da! Hai, caută-mă, frere, că... Ok. Caută-mă, frere! Mă, tata, ai probleme cu cap, adică nu înțeleg pe tine, tata, chiar nu te pot înțelege, dar în fine, hai să ne uităm pe aici, deci o să mă duc. Am impresia că tatăl meu se ascunde pe undeva pe afară într-un loc foarte ușor de găsit, adică nu cred că e ceva foarte, foarte greu, dar hai să vedem până la urmă unde se află tatăl meu, deci aici nu poți să te duci, dar ai putea oare să stai ceva de genul pe aici? Bă, o să încerc eu tactică ceva, mă, dar ce mă cu ușa asta deschisă, tată? Bă, tată, dar tu chiar așa nu te pricep, lași toate ușile deschise, lași totul deschis, chiar așa crezi că nu te găsește nimeni, a? Da, nu, frate, nu o să mă găsești! Ok, tată, bine, cum spui tu? Ok, bă, totuși, bă, eu nu înțeleg că sunt prea multe locuri, adică, de ce nu ar fi? De ce nu sunt atât de... Sunt multe locuri unde să fie ascunzători și nu sunt. De ce nu sunt ascunzători de alea? De cine a făcut? Asta nu pot să înțeleg eu. Ei, fiți atenți. Aici pot să intru în ăsta? Nu pot să... Ba da! Interesant! Interesant loc! Da, am rămas cam aici, a? Cam aici am rămas. Da. Tată? Ce? Stai puțin! Tu mă vezi? Tu mă vezi, nu? Tată, tu mă vezi, nu? Nu! Bă, tată, cum e... Tată? Ai ajuns acolo? Unde s-a ajuns? Unde? Mă, tată, tu ești normal la cap? Nu, de ce? Bă, cum poți să ajungi acolo? O adică! Eu te-am găsit locuri noi! Tată, tu te crezi Moș Crăciun? Adică! Tată, tu cum te... adică?
Tată, te crezi moș Crăciun? Da, ho, 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 ho. Tată, cum ai ajuns acolo? Cu talent și cu respect. What, eu n-am găsit locurile astea până... Păi câte... Eu nu știam de locurile... Mă, tată, după... nu cred așa ceva. Tată, 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 unde ești? Ai drept, numai... Tată, fii atent, ai dreptul să-mi spui o singură dată. Dacă nu îmi spui, tată, nu mă interesează, dar te cam duci și cum... Doamne, iartă-mă, urc eu pe aici, tată! O, ce... Ok, vin așa, din partea asta sar aici. Mă, nu, deci atent. Deci, bă, nu merge pe aici. Dar trebuie să fie o scară, știu că parcă era o scară, ok. Deci vreau pe aici. Păi și, da, ok, și trai că mi-am urcat acolo pe horn. Și pe unde? Tată, cum ai urcat pe hornul ăla? Nu m-am spăgurat pe aici. Cum te spăgurat acolo? Așa noroc să ai? Aha, ok, da, am înțeles, da. Mamă, câte, bă, deci chiar sunt locuri și nu-mi dă să-mi seama până acolo. Adică nu cream că sunt atâtea, dar chiar sunt multe lucruri. Și am impresia că pot, dar nu cred că pot să intri, mă. Dar hai, mă, să încercăm. Încercarea moarte n-are. Adică pe... Bă, dar pe unde tot dai, tata, dar dai așa în continuu, că mă și enervez. Ia, mă, ia, da. Tata, dă-mi un indiciu. Cum aș putea eu să ajung acolo, locul ăla unde te afli tu? Bă, tata, da, mă dă. Bă, deci chiar te-ai jucat, tata. A, pe stai puțin, tata, parcă ai zis că what? A, nu, era ăsta aici. Păi, frate, eu m-am spawnat aici. Păi și da, și de ce v-am zis de parkour dacă te-ai spawnat acolo? Păi, ești prost? De ce? Păi, prostule, tu prima oară te urci în copac și după te urci aici pe casă. A, păi da, stai puțin, păi da, știu urcarea pe casă, dar după cum ai urcat acolo, că mi se pare ceva și de la minte, adică eu urc pe casă. Ok, stai că nu mai știu pe unde urcasem pe casă, pe unde urcasem, prin ce parte urcasem pe casă, urcasem eu pe undeva. Și după ce urc pe casă, ce se întâmplă? Băi, ce? Păi cum să... Nu înțeleg, deci nu înțeleg ceva, deci urc aici pe casă și aici... Păi da, mă, dar tata, dar n-am cum să ajung acolo la tine, adică am urcat pe casă și via... Tata, dar știi că ai stricat toată harta, nu? Cum? Acum, oameni, tată, hai că... bă, dar cum urca pe casă, mă, acolo sus întrebarea mea. În fine, nu mai contează asta, bă, tată, ți-ai bătut joc, lasă. Bine, tată, ai 2 la 0, dar lasă că... Mă, ce faci, mă? Super, mă, pui fix aici pe... Ia, mă, stai puțin, ia... Tată! Nu, tată! Bine, tată, lasă că vezi tu, tată, oricum nu se întâmplă nimic cu mine, ia, așa, du-mă, nu, fraiere, și-au rămas aici, wow, foarte amuzant ești, tată, bine, lasă, vezi tu, tată, bă, ce locuri, poate stai că să căzească, bă, tată, ia de-mă, tată, Gata, oprește-te, ia, mă, tată, gata, asta chiar rândul meu, tată, dai asta puțin, lasă-mi puțin să mă ascund, nu mai vine acum, ea nu vine de acum, lasă-mă să mă ascund, că trebuie să-mi găsesc eu locul, ce să zic eu când să mă ascund, bine? Vladuț, tată, dar ți-am zis să nu vii, tată, lasă-mă, unde ești, nu mă vede prost, Nu mă vede, tată, să mă ascund, o să mă ascund în cel mai prost loc și el nu o să mă găsească, taica mea, adică e foarte prost, uitați-vă la el cât de prost. Bă, tată, nu, tată, am fugit, nu o să mă mai găsească în momentul. Acu salam, îmi place. Nu, tată, vine înapoi. 3 la 1. Tată, nu, vine înapoi. Nu mi se pare normal. Tată, nu mai trișa. Ia, rămâi, că ți-am zis să ai răbdare. Lasă-mă pe mine să mă ascund. Deci mă ascund, da? Lasă. Okay, lasă-mă pe mine. Mă, tată, iar ai stricat. Tată, ai stricat. Tată, ți-ai bătut un joc de tot. Vai de capul tău, tată. Vai de capul tău. Hai, ți-ai bătut joc de tot. Da, intră la Hyder. Tată, intră din nou, ești de acolo, tată, odată, ce nu înțelegi? Doamne, iartă-mă, bă, tată, bă, da, nu te mai, bă, deci chiar nu mai supăr pe omul ăsta, mă, tată, du-te acolo, dată și gata, așa, ce-i așa de greu? Da, foarte amuzant, sunt 100% sigur că... Deci, dacă aș fi eu să filmez eu această chestie, cea mai plictisitoare chestie din lume, cu tatăl meu, cred că îl urăște toată lumea pe taică mea, adică pe bune. Mă, tată, ia lasă-mă să mă ascund, ia nu mai vine tu după mine și lasă-mă să mă ascund, ia pleacă tu, ai răbdare, îți zic eu când să vii bine, rămâi acolo unde ești, tată, rămâi acolo unde ești, o să spun eu când o să vii bine. Ok, tată.
Tată, poți să vii, gata. Eu m-am ascuns, acum în momentul ăsta poți să vii, dar să nu mai trișești, tată. Te rog, e frumos, nu trișa, nu trișa, nu folosi alea, nu folosi nicio metodă de tată trișare, că știu că tu așa ești renumit în viața asta să trișezi, bine? Ce, mă? Nu folosi nicio metodă de trișare. Ce aia? A, ce aia? Ha, tată, lasă că nu să mă găsești tu. Nu să mă găsești tu, tată. N-ai habar, adică, pe bune, chiar n-ai niciun habar. Ești foarte slab, tată. N-ai niciun habar. Nu o să mă găsești absolut niciodată. Poți să mă cauți oriunde-ți dorești tu, tată, și nu o să mă găsești absolut nici. Deci niciodată, tată, chiar nu o să mă găsești. Bă, câte prostie. Câte prostie că nu a fost. Cred așa ceva, deci chiar nu cred așa ceva. Mă, de ce am scăpat în locul ăsta? Ce cum adică, tată? Cum adică? Ce cum adică? Ce? Bă, tată, dar nu mai face ca un copil isteric. Doamne, tată, zici că e 2 ani, mă. Să vede ce te-a lăsat maica mea, că e fain de capul tău, copile. Ăsta, copile, da. Păi chiar ești copil, tată. Chiar ești copil, tată. Ia, vreau tu încoace, mă. Cum ești, mă? Copil, așa ți-a zis. Da? Așa mi-a zis, ia zi, să putea să nu trișezi tu, tată, să putea să nu trișezi, fiate. Tată, tată, exact, secunde să fugi, exact, secunde să fugi. M-am blocat, bă, tată, nu mai, tata, nu mai cum să ies, nu mai cum să ies, nu mai cum să ies, tată, 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 da, gata, am fugit, tată, nu mai sunt, mamă, ce m-am teleportat, nu-mi vine să cred că am ieșit afară din casa asta, din toată chestia asta, sunt teleportat acum, bă, cât de tare, Ce faci, mă? Tu vii la mine, mă, tu vii la mine! Păi chiar așa de fraier ești? Mă, cum, bă? Chiar te-ai teleportat? Chiar există teleportări? Nu! Cum era aia? Cum era acolo? Păi șmecher, ce m-a făcut mama cu tata? Hai că ești prost. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.